Polițiștii Biroului Siguranță Școlară ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Olt împreună cu specialiștii ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog au desfășurat mai multe activități informativ-preventive la nivelul unităților de învățământ din Slatina. Elevilor le-a fost expus faptul că bullying-ul are consecințe negative majore asupra stării emoționale a minorilor, constituind un factor de vulnerabilitate care poate afecta starea de sănătate psihică a viitorului adult și poate crește riscul apariției unor probleme precum depresia, anxietatea și fobia. La data de 3 noiembrie 2022, polițiștii Biroului de Siguranță Școlară și ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat la Colegiul Național Radu Greceanu activități informativ-preventive pe linia prevenirii violenței în școli și a siguranței online. Activitățile au avut scopul de a eficientiza modul de acțiune în domeniul prevenirii violenței fizice și psihologice de tip bullying, care se manifestă cu preponderență în rândul elevilor de liceu, dar și conștientizarea riscurilor la care se expune elevii atunci când consumă substanțe interzise. De asemenea, elevilor le-au fost prezentate și principalele categorii de riscuri la care se pot expune în mediul online, respectiv infectarea sistemelor cu virus, furtul de identitate, cyberbullying și pornografia infantilă. Activitățile de prevenire a acestor riscuri au constat în promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei, fiind oferite elevilor recomandări generale care privesc protejarea datelor personale și a parolei. Ulterior, polițiștii Biroului de Siguranță Școlară și ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, împreună cu specialiștii ai Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Olt, au desfășurat la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu activități informativ-preventive pe linia traficului și consumului de substanțe psihoactive, a violenței în școli și a siguranței online. Polițiștii, prin intermediul desfășurării unor astfel de activități, își propun ca elevii să conștientizeze nu numai faptul că violența în unitățile de învățământ sau în afara acestora este strict interzisă și pedepsită conform legii, dar și faptul că efectele violenței pot fi foarte grave și le pot influența în mod negativ viața. Activitățile au avut ca scop și creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la riscurile asociate traficului și consumului de substanțe interzise și creșterea gradului de siguranță în vederea prevenirii victimizării și a comiterii de fapte penale.